conservatiuri misionari si avvolvino faccia in faccia, dando la microfono che ti ha lasciato niente di adunare il generale. Del funicolare. Drumo nostro della Cruce a Alemania, abbiamo avuto mai molte conversazioni. Questo fiume era un cavale e ci viene a tutte molte lune. La giusta lanzare, ci la casa di donne e stare in generale. C'è un po' in cui ti ho cercato. Non è che ci lo può americare, non è un po' di descrizione, caro scalda o zona di sicurezza, di esistenza di un lume caro, se ti costruisce. Voglio un nome, c'è un problema della microfona. La cosa salute da e è prima data che salute da capo ci venendo astuzia della malastina in faccia mi veniva sponsor a riguardare che era la scuola di un professore come in faccia della parte uomini bin se scaute suffletto principi psicoanalisi mondiali Daniel Zurkian che gara spune anche orice pierdimo in viața simțim. Ne pierdem un ochi, ne pierdem urechi, ne pierdem o mână, pierdem mama, pierdem un copil. Se simte. Singurul lucru care nu se simte este pierderea sufletului. Omul poate să trăiască fără suflet ani întregi, să se căsătorească, să aibă funcție de conducere, să fie președinte, să fie prim-ministru, să fie profesor universitar, fără să-și dea seama că și-a pierdut sufletul. Sufletul este ceea ce îl face pe om, om. Ființă care se deosebește de Dumnezeu și de ceilalți oameni, liberă și veșnică. În această cauză, sentimentul religios care este implantat în noi trebuie să funcționeze. Omul care nu are credință în Dumnezeu nu este nimic. Pentru că religia, cum spuneam și astăzi la filmulețul care s-a prezentat, care se pregătește, religia ne face să suportăm cele două vieți care sunt paralele. Viața fizică, biologică și trecătoare și viața metafizică, spirituală și veșnică. Toți gânditori lumii, de asta este domnul profesor căutat, pentru că intră în zona marilor gânditori care au luat cuvintele lui Iisus, eu știu de unde vin și unde mă duc. Dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște pe Tatăl meu. Noi nu mai știm de unde vin și unde ne ducem. Nici măcar nu ne punem această întrebare din cauza că ne-am materializat și ne-am îndepărtat de propriul nostru suflet. Este o poveste, îmi place, vreau să spun povești, pentru că cred că acolo a intrat rău în lume pe ușa prin care au ieșit povești. Treaba să fie un profesor treaba asta. Se zice că s-a anunțat odată în lume că peste o sumă de ani, peste 30 de ani, apa nu va mai fi bună.
și cine va avea apă va înnebuni. Și atunci un om și-a făcut un bazin mare și a adunat acolo foarte multă apă care era încă bună. Și au venit în 30 de ani, apa s-a stricat și toți oamenii au înnebunit. În afară de acest lucru, care bea apă de acolo, din bazinul lui. Dar trecând ani, trecând vremea, el nu putea intra în relație cu ceilalți oameni. Și atunci a venit și a băut apă din apă oamenilor. Și oamenii au zis, Doamne, omul ăsta a fost bolnav. Și uite, până din apa noastră s-a făcut bine. Este o poveste fundamentală care o trăi. Pe care o trăi. Suntem obligați să ne adaptăm la o lume bolnavă. O lume care și-a pierdut credința, și pierderea credinței în Dumnezeu bulversează valori. Nu mai știm ce este valoros și ce nu este valoros. Am terminat cu multe lucruri care ne arătau acest lucru. Lumea nu mai are o estetică existențială. Oamenilor le place urâtul, le place întunericul, deformatul. Uitați-vă cum ne îmbrăcăm. Când eram tu copil, dacă le-ai pantaloni rupți, era cea mai mare rușine. Dacă îi cândeai, chiar dacă puneai un pete groșu la pantaloni verzi, râdea lumea, ți-ai cârpit. Ei, astăzi, cei mai scumpi pantaloni sunt pantaloni rupți. Și au apărut deja și pantaloni gata murdari. Vor fi fără pantaloni. Eu am spus de fapt odată că am raportat la țara noastră după 89 cei care au croit țara au tăiat material pentru haine și pantaloni scurți. Și acum degeaba ne trage pantaloni jos ca să ne acoperim picioarele, că se descoperă alte părți. Trebuie să le suportăm. Această carte a lui domnul profesor, cea mai recentă, nu ultima, cea mai recentă. Da. Am spus la Cluj, spun și la izabra noastră, este o carte de înțelepciune. Înțelepciunea este o forță. Înțelepciunea se formează numai din cunoaștere. Dacă nu cunoști, n-ai cum să fii înțelept. Din cauza asta, studenții trebuie să meargă la cursuri, nu la examen. Aveam un director odată la teatru care spunea, prima condiție de a învăța ceva e să fii prezent. Dacă nu ești prezent la cursuri, de unde să știi? Aici, o carte de înțelepciune, nu prin noutatea ideilor, deși ai multe idei noi, ci dintr-o strădanie de a prelucra idei care au fost încercate. Asta este o problemă de înțelepciune. Decât să faci un lucru nou care să nu folosească la nimic, mai bine reiei un lucru pe care îl completezi,
pentru că domnul profesor are în formația domniei sale această celulă a credinței. Că niciodată lucrurile bune spuse nu sunt suficient de mult rostite și spuse. Și asta dezvoltă această carte. Este o carte de învățătură. Și din această cauză, lumea aude și vine să o citească și să-l audă pe domnul profesor. Ceea ce se vorbește, că general vine însoțit de oameni care spun lucruri înțelepte, pentru că ea a fost ucenicită în celelalte cărți și în special în cartea care se numea Inteligența Materiei, care am înțeles că e o carte de început în lume, nu în România, ci în lume, această poziție a unui savant care dezvoltă ideea aceasta a inteligenței din afara noastră, pe care niciodată nu o vom înțelege în total, pentru că nu avem acces la ea, numai până într-un loc. Eminescu spunea în monologul lui Decebal, se întreba ce suntem noi. Cine mi-a spus că viața e vis? Că o pulbere suntem, ba mai puțin ca pulberea, o umbră. Ce suntem noi? Ce este asta viața? Cum se leagă ziua de ieri cu azi? Cum ne cunoaștem aceiași când ne schimbăm? Când fiecare clipă e același nume pentru un alt om. Om, 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 om. Care e puterea ta? Ce face ca tu să fii? Ce face să nu te risipești în propriile sfate și gândiri? Sângele acestei umbre e durerea. Orice bucurie uităm în viață, de parcă nici n-a fost. Numai durerea ochiul deșteaptă și face să privim trecutul nostru ca insule mândre în ocean plutit, de care a vieții noastre neagră, grea, corabie, în orice clipă se tot depărtează. În urmă ne rămâne fericire. Durerea în veci, noi o purtăm cu noi. Asta este poziția lui Eminescu. Și asta e poziția marilor gânditori ai lumii și aproape tuturor religiilor, cu pregătirea religia Brahma și budistă. Viața e durerii. Izvorul durerii este dorința. Pierde dorința, pierde și durerea. Dar noi nu putem să facem să pierdă dorința, pentru că suntem, ne-am materializat, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, ne-am învârtoșat. Ne-am învârtoșat în materie. Scopul vieții este un scop moral, un scop spiritual, și noi l-am transformat într-un scop material al dorinței. De aici vin toate necazurile noastre. Am încălcat legile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru armonia universului.
și în spatele acestor legi este întuneric, este durere, este boală, este bătrânețe și este moarte. În India, la școlile de inițiere, am văzut o astfel de școală. Prima lecție se predă sub un copac care se numește Banyan. Acest copac este considerat veșnic. Deci nu moare niciodată, numai printr-un accident. Și profesorul spune, uitați-vă la fratele vostru mai mic, care e făcut din aceeași celulă ca și voi. În fiecare an, pe ramurile de sute de ani, apar muguri noi. Așa apar și la om. Dar nu știm să-i creștem. Noi singuri ne îmbătrânim. Pentru că noi suntem făcuți să rămânem mereu tineri. Și asta este ideea fundamentală a cărților Domnului Profesor. Păstrarea vieții. În accepțiunea orientală, mișcarea este inversă. În primul rând, cercul vieții este de la moarte la viață. Nu cum este la noi, de la viață la moarte. Orice bob nu poate naște numai dacă moare. E o teorie, mi se pare mult mai apropiată de ceea ce sunt decât a noastră. Și se spune că sănătatea și bucuria sufletului se transmite prin gândire în sănătatea trupului. Deci trupul se vindecă singur dacă sufletul este sănătos. Ceea ce căutați dumneavoastră aici, vă căutați sufletul. Și dacă sufletul este sănătos, atunci corpul se însănătoșează automat. Asta e relația care a creat o înțelepciune divină. Are domnul profesor un moment în care vorbește despre un dialog între noi, nu? Noi și Dumnezeu. Da. Și noi întreabă, Doamne, i-ai făcut pe îngeri fără defect. De ce nu ne-ai făcut și pe noi îngeri? Și Dumnezeu zice, noi v-am făcut să puteți să fii îngeri dacă vă străduiți. Și noi nu ne străduim ca să devenim îngeri. Sunt foarte multe lucruri de spus. Din acest punct de vedere, cartea domnului profesor este o carte inițiatică. Ne inițiază în niște lucruri care nu le găsesc oriunde și pe care le-am uitat. Când am început cu o poveste și termin cu o poveste, care au auzit de la un călugăr. Deci că un om, mergând pe stradă, a văzut o pungă dordora și a zis, a dat norocul peste mine. A ridicat punga, era grea și plină de bani și a deschis-o. Și în pungă erau niște pătricele colorate. Eu s-a amuzat, a luat câte o pietricică, nu pot vorbi acum că sunt într-o conferință, a luat tesoneu, a luat câte o pietricică și a început să o arunce. După o pasăre, după un animal, în apă, trecând pe lângă un lac ca să facă cercuri. Și când a ajuns în sat, mai avea doar câteva pietricele. Și cineva l-a văzut și a zis, măi omule, de unde ai pietricele astea? Și le-am găsit. Extraordinar!
simte o valoare nemaipomenită. Și atunci omul a întors să găsească pietricele pe care le-a aruncat, dar nu le-a mai găsit. L-a spus această poveste pentru că, într-un fel, această carte, dacă nu vă ajută să găsiți pietricele pe care le-ați aruncat, vă învață, cel puțin, să le folosiți pe cele care încă le mai păstrați.